Bună! Sunt Romeo și astăzi, în cadrul lecțiilor despre Reiki, am decis să vorbesc despre om. De ce despre om? Pentru a înțelege toate procesele și felul cum suntem noi creați pe acest pământ. Așa cum știm, omul este imaginea lui Dumnezeu și suntem creați asemeni lui, după modelul macrocosmosului. Ceea ce este sus, adică în univers, se găsește și jos, adică în noi oamenii. Și putem spune că noi suntem un microcosmos. Știți maxima aceea, o minte sănătoasă într-un corp sănătos? Să găsim adevărul în această maximă. În primul rând, ce este sănătatea corpului nostru din punct de vedere spiritual? Acesta este echilibrul dintre toate structurile și forțele din interiorul nostru. Da? În primul rând, suntem alcătuiți din mai multe structuri. 1. Structura fizică, corpul nostru. 2. Structura mentală, este o structură care se formează aici și este de jur împrejurul corpului. Da? Structura astrală sau sufletul, care se află, este o structură energetică, care se află la două degete de piele, ieșit, da? Acea structură energetică, și spiritul. Deci, din aceste structuri, în mare, suntem alcătuiți noi, oamenii. Sunt mai multe structuri, dar acestea sunt cele mai importante și care au o influență mai mare asupra noastră, asupra personalității noastre, asupra a ceea ce suntem noi, ca individualitate fiecare. Pe lângă aceste structuri, mai suntem alcătuiți și din elemente. Din elementul foc, apă, aer și pământ. Vis-a-vis de aceste elemente, corpul omului a fost împărțit în trei mari zone. O să mai găsiți și aceste zone sub formă de tandienuri. Da? Dar eu nu o să le numesc tandienuri, ci o să le numesc zone. Aici, în zona capului sau tandienului superior, este predominant elementul foc. Gândiți-vă că aici au loc cele mai multe reacții electrice datorită faptului că noi gândim. Și gândirea produce o energie anume, o energie de foc. În zona abdomenului se află elementul apă. De ce? Pentru că aici au loc cele mai multe reacții de descompunere și așa mai departe, organele care lucrează prin elementul apă. Între apă și foc, în zona pieptului, este elementul aer. Ce face aerul? Menține echilibrul între foc și apă. Transformă focul și apa, alchimizează aceste două elemente pentru a crea cea mai bună versiune a corpului nostru. Și elementul pământ, care poate fi văzut, simțit prin oasele noastre, carnea noastră, ceea ce noi pipăim. Acest corp al omului are nevoie de hrană pentru a-și putea menține viața. Din punct de vedere medical, mâncarea și respirația produc procesul de combustie. Corect? Focul are nevoie de combustibil pentru a-și menține flacăra. Ca să menținem un foc,
noi este nevoie să tot punem lemne. Altfel se stinge. Imaginați-vă focul din noi are nevoie de combustibil pentru a menține flacăra vieții. Și atunci, noi, în permanență, suntem nevoiți să dăm combustibil acestui foc prin hrană. Iar această hrană este odată solidă sau lichidă, iar alături de hrană mai este și respirația. Ca să ofer fiecărui element din corpul nostru tot ceea ce are nevoie, e nevoie să ne hrănim cu alimente diverse. Nu putem menține un echilibru în corp mâncând doar banane sau mâncând doar mere toată viața noastră. E nevoie să mâncăm alimente de toate culorile pentru a da tuturor elementelor ceea ce au ele nevoie. În corp creezi dezechilibre dacă ai, de exemplu, hai să luăm un exemplu, dacă ai mult foc, apare setea. Dacă începe să-ți fie foame, este un surplus al elementului apă. Dacă ai senzația de frig în tot corpul, apare un surplus de element apă. Da? Iar în momentul în care ești obosit, frânt, elementul pământ începe să predomine structura ta fizică și energetică. În corpul nostru se mai mișcă două feluri de energie. Un fluid electric și un fluid magnetic. Cu polaritate plus și minus. Acestea au au sarcina de a crea în corpul omului reacțiile acide. Și aceste reacții acide duc la dezechilibrele fizice în elementul pământ, în carne și oase. În sens activ, elementul plus este constructiv, iar în sens de minus, elementele sunt destructive. Ele dizolvă și dezintegrează. Din această cauză este important ca noi oamenii să avem un echilibru interior în toate structurile noastre, în structura fizică, emoțională, mentală, sufletească, pe de o parte, să avem echilibru între elemente, între foc, apă, aer și pământ. Pentru că atunci când există acest echilibru, există și deci în corp nu mai apare aciditatea. Nemai existând aciditate, corpul nu se mai îmbolnăvește, nu se mai dezintegrează. Celulele încep să funcționeze în modul cel mai optim pentru a menține sănătatea în noi. Atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați subscribe canalului meu, Romeo Botezatu. Puteți da mai departe aceste video, îl puteți distribui. Până data viitoare, succes și baftă în tot ceea ce faceți!